vrea să înțelegem cu această rotativă care ne-au nebunit ei de cap și acum înțelegem că e o luptă pe Ciolan, PSD vrea să-și țină ministerele cu bani și aia povestea asta este cu rotativa, cu 5 luni înainte să se întâmple, alimentată de PSD și PNL, tocmai ca să iată, să ne facă să vorbim despre asta, să nu vorbim despre problemele mari, reale din economie, da. scăderea puterii de cumpărare, scumpiri la alimente, nebunia din energie. Ei zic, ea, mai vorbi la fiecare declarație, am văzut în ultima săptămână, mai zic ceva de rotativă, da. ca și cum ar interesa pe cineva ce fac ei la rotativă? Peste Pentru că, luni. esențial, este ca România să fie bună, bine guvernată. Dacă schimbă între ei două ministere, nu va fi bine guvernată. Pentru că toate ministerele sunt conduse cu probleme. Ne uităm la energie ce dezastruie. La muncă ne uităm cum încearcă să, să, ratează jaloan după jalon, încearcă să și mecherească toată povestea cu tăierea pensiilor speciale. Domnul Budăi are jalon pe pensii la finalul trimestrului acesta, trimestrul 1 din 2023. Sunt niște iluștii necunoscuți care au un an de mandat la economie și la turism, nu știe nimeni. Sunt la fonduri europene, Marcel Boloș, iată, a ratat, e întârziat cu 22 de jaloane și uh, tot uh, și, uh, a întârziat prima, întârzia prima cerere de plată pe a doua încă n-a făcut-o, de ordonanță peste ordonanță și își leagă singur și returile când trebuie să dea acei bani pentru ajutoare de energie de la Uniunea Europeană. Sunt probleme în toate ministerele. La transporturi, au, am făcut o analiză cu colegii de la OSR, colegul meu Horațiu Cozma chiar a publicat-o astăzi, în care arată că sunt 900 de kilometri de de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi care au fost întârziate sau rezil cu contracte întârziate sau reziliate în mandatul domnului Grindanu. Asta s-a întâmplat într-un an de zile. Însă ei se bat, PNL și PSD se bat pe Ciolan. ei privesc țara asta ca o pradă. Asta au făcut din momentul în care a intrat la guvernare și zic, dă mi bucata asta, ministerul ăsta, instituțiile astea, ia tu instituția asta, pentru că îi interesează doar angajări, din aparatul de partid și contracte de bani publici. Asta este realitatea. Și, din păcate, uită că trebuie să guverneze pentru fiecare dintre români, chiar și pentru cei care nu i-au ales, trebuie să stimuleze mediul antreprenorial pentru ca să angajeze oamenii, angajează în continuare la stat cât va mai putea antreprenorul român să alimenteze cu bani bugetul de stat pentru tot dezmățul ăsta. Nu foarte mult. Pare că Ciolacu vrea să și-o liniștească colegii, să n-aibă scandal în partid, că de asta încearcă să-l țină pe grindea în Tu ce vrei, Sorin? Eu vreau la transporturi sunt și vicepremier, e bine. nu bun. Încearcă să tempereze lucrurile astea. Doar pădâncul l-au aruncat peste bord. În rest, Tudose zice că s-ar întoarce. Adică pare o temperare în PSD, la PNL nu pare că interesează pe nimeni de partid Adică că vrea să-și mențină el acolo, Bode are treabă cu doctoratul lui și cu MAI-ul lui că se simte bine acolo Deși cred că ar vrea la transporturi Bode, dacă mă întrebați pe minte, înapoi Bun, deci pare că nu există nicio altă grijă decât ciolanul în partid, atât Da, și mai un aspect pe care vreau să-l subliniez, ar fi prima dată în istorie când PSD preia guvernarea într-un moment de criză, dificil nu? economic da. și înainte de alegeri am mar dubi că și chiar dacă o să acum, am dubi că PSD-ul va rămâne la guvernare și în 2024. Cred că vor fugi așa cum au făcut de fiecare dată după ce aruncă în stânga în dreapta cu bani și după aia zic ok, se rezolve cineva.